Următoarea întrunire oficială a miniștrilor în format JAI, prezidată de Suedia, este în iunie și nimeni până acum nu a cerut ca extinderea spațiului Schengen să fie pe agendă. Guvernul de la Stockholm spune că are intenții, doar că Austria blochează în continuare discuțiile privind aderarea la spațiul Schengen a României și Bulgariei. Noi, din partea suedeză, suntem în favoarea aderării celor două țări și sperăm că această chestiune să fie rezolvată în acest an, dar o decizie după cum știți, trebuie luată de fiecare țară. Autoritățile din România spun speranța în guvernul Spaniei pentru ca România să adere anul acesta la spațiul Schengen. Spania preia de la 1 iulie președinția Consiliului Uniunii Europene. Ministrul de interne spaniol, aflat în vizită la București acum o lună, spunea că susține demersul. No dejo para la último lo menos importante, sino yo creo que lo más importante. Dejo para lo último nuestro compromiso absoluto desde hace muchos años con Rumanía y la necesidad de que tenga ese estatuto de miembro del espacio Schengen. Los que queremos un espacio Schengen fuerte y sólido debemos entender sin esa condición de Rumanía como miembro de pleno derecho del espacio Schengen. Spain and Romania have a lot of ties, like very close ties. Why? Because Romanians are the second biggest community in a migrants community in Spain. There's more than 650,000 officially 650,000 Romanians living in Spain. These close ties are making that Spain is going to do everything to help the Romanian friends to enter in the Schengen area. Rapoartele experților care au vizat țara noastră anul trecut au arătat că România continuă să îndeplinească criteriile de aderare. Procesul a fost blocat însă de Austria în decembrie 2022. De atunci, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană continuă să susțină că locul României și al Bulgariei este în Schengen. Romania belongs in Schengen, should be in Schengen. And at the Commission, we will continue to push for this to happen as soon as possible. It should have happened yesterday. Ministrul austriac de interne vine în România mâine. Când a votat respingerea aderării, Austria a invocat problema migrației, care afectează funcționarea spațiului de liberă circulație. Rapoartele oficiale arată însă că România nu se află pe ruta migrației, iar motivul ar fi fost doar un pretext. Oficialul austriac nu a dorit niciodată să explice votul din Consiliul JAI din 8 decembrie. Chiar a fugit de jurnaliștii care acopereau evenimentele de la Bruxelles. Mr. Carner, do you think you did a good thing? Vote veto in Romania. Peste 400 de milioane de cetățeni europeni trăiesc în spațiul Schengen, care le permite să circule fără controle la granițele interne ale țărilor din care fac parte.